În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Iubiți credincioși, în această noapte a nopților, în această noapte sfântă, ați simțit fiecare dintre frățile voastre un fior duhovnicesc, o efervescență sufletească, o nevoie de a fi altfel decât sunt toate celelalte zile, tocmai pentru că sufletul nostru simte ceva special în aceste momente. Și această stare specială pe care o caută sufletul nostru nu este altceva, iubiți credincioși, decât nevoia de a ne ridica deasupra Pământului și de a trăi un pic altfel pentru o clipă în relația cu Dumnezeu. Și de ce avem această nevoie și această stare duhovnicească? Tocmai pentru faptul că în această noapte toate s-au adunat într-un singur punct și au început să se transfigureze toate. De ce spun lucrul acesta? Pentru că cerul s-a unit cu pământul. Stelele cerului, iată că au început să-și dezvăluie, să zic așa, fiecare în felul ei, o taină duhovnicească, așa fel încât să apară o stea care să se pogoare, să se ducă exact în punctul maxim din care avea nevoie omenirea să se înalțe. Cerul și cu pământul s-au unit. Dreptatea și cu pacea s-au sărutat. Peștera și-a dat, să zic așa, deschiderea ei, animalele au început să se încălzească pe pruncul care s-a născut. Creația toată s-a adunat într-un punct, pentru că în acel punct s-a întâmplat minunea pe care o așteptam din totdeauna, să zic așa, noi oameni. Și care a fost această minune, iubiți credincioși? În această noapte, pe pământ, s-a născut pentru noi oamenii iubirea. Pentru că noi am fost făcuți și creați pentru iubire. Din iubire am fost născuți, din iubire am fost creați, din iubire am fost proniați și din iubire am fost chemați în continuu la comuniune cu Dumnezeu. În noaptea aceasta sfântă, spun, s-a născut pe pământ iubirea. Tocmai pentru faptul că Fiul și Cuvântul Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire, s-a făcut din iubire om pentru noi, tocmai pentru ca noi să învățăm ceea ce este iubirea. Dar vedeți, frățiile voastre, odată cu căderea omului, omul a căutat această iubire în fel și chip. Și n-a găsit-o. A căutat-o în lucruri, a căutat-o în oameni, a căutat în conjuncturi sociale, să zic așa. A căutat-o în cultură, în știință, în putere, în toate celelalte. Și atât a căutat omul până când a obosit. Și în clipa în care omul n-a mai avut nicio putere de căutare, iată că Bunul Dumnezeu, la plinirea vremii, a venit și s-a făcut om ca pe om să-L facă Dumnezeu. Vă spun lucrurile acestea tocmai ca să sintetizăm următorul lucru. Nevoia aceasta noastră interioară, prin care noi căutăm continuu ceva să ne umplem un gol duhovnicesc și un gol sufletesc, nu este altceva decât nevoia continuă de a ne realiza în iubire cu Dumnezeu, cu noi înșine și cu creația. Această nevoie nu putem realiza sub nicio formă în lumea aceasta. Pentru că putem să spunem că în această noapte sfântă, pe pământ s-a născut lumina și lumina cea adevărată. Și nu poți să ajungi la iubire dacă nu ești în lumină. Pe pământ s-a născut înțelepciunea. Nu poți să ajungi la iubire dacă nu ești în înțelepciune. Pe pământ, în noaptea aceasta sfântă, să știți, frățile voastre, că s-a născut adevărul. S-a născut calea cea adevărată. S-a născut, iubiți credincioși, puterea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu. Și toate aceste virtuți pe care oamenii le-au căutat în continuu, în toate formele, în toate locurile, în toate religiile, în toate filozofiile, în toate lucrările lor omenești și în toată știința lor, s-a născut într-o clipă și s-a făcut om, pentru că iubirea, de fapt, este o persoană. Și nu orice persoană. Este Fiul și Cuvântul Dumnezeu care este în comune de iubire cu celelalte două persoane, Tatăl și Duhul Sfânt. De aceea, practic, dacă noi vrem să ne realizăm ca iubire, trebuie să ne întoarcem cu fața către adevărata iubire care este Dumnezeu, Dumnezeu care este personal.
Vă amintiți, frățiile voastre, cuvântul care s-a cântat de către îngeri la nașterea Domnului Hristos? Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, pe pământ pace și între oameni bunăvoire. Vedeți ce cuvânt puternic și în același timp simplu, pe care noi oamenii l-am uitat, pentru că între oamenii nu mai există slavoslovia lui Dumnezeu, între noi oamenii nu mai există, de fapt, bunăvoire care trebuie să fie unii cu alții, și de aceea fugim de Marea Sărbătoare Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Fugim în continuu pentru că nu știm să fim cu inima curată ca și păstorii. Nu reușim să avem o căutare continuă ca și magii. Nu reușim să ne deschidem inima ca și peștera. Nu reușim să fim calzi, sufletește, ca și acele animale care l-au încălzit în nevinovăția lor pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Nu reușim, iubiți credincioși, să ne deschidem sufletul către Dumnezeu și totodată, inconștient, îl căutăm pe Dumnezeu. De aceea, să știți, frățile voastre, că acea slavă despre care ați auzit în cântarea îngerilor, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, nu este altceva decât energia necreată a Duhului Sfânt. Harul Duhului Sfânt. Acea energie a lui Dumnezeu pe care a pierdut-o omul, energie prin care noi ne ridicăm în continuu la iubire și la comuniune cu Dumnezeu. Acea teologie a energiilor necreate care le lipsește cu totul de săvârșit. Le lipsește celor care l-au suit pe Dumnezeu în cer și și-au lăsat un vicar pe pământ. Acea energie care le lipsește celor care s-au unit cu creația și au devenit panteiști. Le lipsește această energie celor care îl văd pe pruncul născut doar ca un Iisus, ca un om născut dintr-o femeie, într-un mod natural. De aceea știți, frățile voastre, să citiți printre rânduri, pentru că această sărbătoare nu vreau să o umbresc printr-o luptă cu cei care au deviat de la adevăr. Dar trebuie să înțeleagă că noaptea aceasta pe pământ s-a născut și iubirea, și adevărul, și lumina, și cunoașterea, și puterea lui Dumnezeu. Și nu le putem avea pe toate acestea decât dacă suntem unde, iubiți credincioși? În peștera din Betleem. Și ce este această peștere din Betleem? Nu este altceva decât una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Dacă vrem să fim în iubire, trebuie să fim în Sfânta Biserică, în Biserica Ortodoxă. Dacă vrem să fim în această slavă pe care au cântat-o îngerii, trebuie să participăm la tainele lui Dumnezeu prin care se dăruiește această energie necreată a Duhului Sfânt. Dacă vrem să fim în cunoaștere și în înțelepciune și în putere, trebuie să o căutăm nu în lumea aceasta, iubiți credincioși, ci în ceea ce ne-a dus nouă Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care a spus că pentru unii crucea Lui este nebunie, iar pentru alții este înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. Pentru că nașterea Mântuitorului imediat s-a proiectat crucea Lui, învierea, înălțarea și coborârea Duhului Sfânt. De aceea să știți, frățiile voastre, că toată căutarea noastră interioară nu o putem găsi decât în Betleem. Și ce este Betleemul, iubiți credincioși? Știți care este traducerea acestui nume? Se numește Casa Pâinii. Dar care pâine, iubiți credincioși? Eu sunt pâinea care s-a pogorât din cer. Cine va mânca pâinea aceasta va fi viu în veci. Cine va mânca trupul meu și va avea sângele meu, va avea viață veșnică. Adică dacă s-a născut Hristos, dacă Fiul și Cuvântul Dumnezeu s-a făcut om și s-a pogorât în casa pâinii, adică în Betleem, s-a născut, s-a întrupat pentru ca noi să avem acces la iubirea pe care o căutăm în continuu. Dar iubirea pe care noi am deviat-o pe orizontală și tot o căutăm în lucrurile acestea finite, în loc să ne orientăm cu inima către Dumnezeu personal și infinit. De aceea proscomidiarul se mai numește și Betleemul. În Betleem, acolo ne pregătim cinstitele taine și venim cu ele la Vodul Mare și le aducem în Ierusalim ca să le transformăm prin epicleză în sfintele taine, în trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Să trăim Crăciunul, să trăim nașterea Domnului nostru Iisus Hristos așa cum se cuvine. Și a trăi așa cum se cuvine, iubiți credincioși, înseamnă să ne bucurăm de lucrurile acestei lumi ca niște daruri de la Dumnezeu, dar să le lăsăm acolo la nivelul lor, să le lăsăm în matca lor, să le punem exact acolo unde le este măsura. Dar inima noastră să o dăm lui Dumnezeu. Pentru că doar dacă dăm inima lui Dumnezeu, suntem, să zic așa, orientați cum trebuie, așa cum se cuvine, către iubire. Pregătiți-vă în săptămâna aceasta,
în sărbătoarea aceasta nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, pentru ziua aceasta, slavă Dumnezeu și să mulțumim cu toții Dumnezeu care ne-a dezlegat de păcatele noastre și ne-a dat puterea și șansa ca să fim în Sfânta Biserică și să ne unim cu pruncul în Sfânta Împărtășanie. Nu vă crampun astea lucrurile acestea mărunte de zi cu zi, pentru că nici n-ați ieșit din Sfânta Biserică și o să apară în sufletele voastre ori o poftă, ori mânia, ori o frământare, ori o tulburare. Căiți-vă în continuu de păcatele de zi cu zi. Ai greșit acum, în clipa aceasta să te ridici. Ai făcut acum o greșeală, repetă rugăciunea Doamnei Iisuse până când ți se liniștește conștiința. Așează-te cu smerenie în fața lui Dumnezeu și mâine când va veni iarăși liturghie, iarăși nașterea pruncului în Sfânta Liturghie și poimine și până duminica viitoare și în continuu să facem din fiecare Sfântă Liturghie și nașterea Domnului și Paștele și înălțarea și pogorârea Duhului Sfânt. Și în felul aceasta să știți, frățile voastre, că facem din inimă Betleem. Facem din inima noastră peșteră. Facem din inima noastră iesle. Facem din inima noastră altar. Facem din inima noastră potir. Și în clipa aceasta, din ce în ce mai intens, dacă știm să conștientizăm nașterea Domnului nostru Iisus Hristos așa cum se cuvine, vor fi de fapt niște temple care vor sta în continuu deschise în fața lui Dumnezeu ca să se nască în Duhul Sfânt în fiecare dintre noi pruncul din Betleem. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne deschidă și mintea ca să avem hrană și lumină duhovnicească. Să ne deschidă și inima, iubiți credincioși, ca să nu fim împietriți, să fim capabili să putem să nu fim o peșteră întunecoasă, să fim o inimă luminoasă care îl primește pe pruncul Iisus așa cum se cuvine. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă primească osteneala postului, să vă dăruiască pace în suflet și binecuvintare frăților voastre, ca să vă puteți bucura duhovnicește de sărbătoarea aceasta a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Și n-aș vrea să închei până nu vă spun un cuvânt. Dacă vă uitați foarte atent acolo, la această icoană pictată pe boltă, în apsidă, nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, o să vedeți peștera, o să vedeți pe Maica Domnului, o să vedeți pruncul și toate celelalte, pe păstori, pe magi, pe îngeri. Și mai vedem acolo pe dreptul Iosif, dar în dreapta este un personaj care are un cojoc întors, dar picioarele are vinete. Acel personaj nu este altcineva, iubiți credincioși, decât cineva care și-a luat chip, dar totuși a întors cojocul. Și acesta este Satana care ispitește pe Iosif ca să o părăsească pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ascuns. Satana lovește în continuu, în momentele cele mai importante ale vieții noastre, ca să o părăsim pe Maica Domnului, să părăsim pruncul, să părăsim Betleemul, să părăsim iubirea și lumina și adevărul Dumnezeu și ispitește într-un mod ascuns, uitați-vă acolo cum este pictat, tocmai pentru că în continuu vrea să ne fure sărbătorile noastre creștinești. Nu lăsați să vă fure Crăciunul. Nu lăsați să vă fure starea de pace și de bucurie prin lucruri mărunte de zi cu zi. Ai căzut, repliază-te, repetă rugăciunea în continuu, smerește-te și ridică-ți mintea la Dumnezeu în așa fel încât să poți să stai în această stare de bucurie a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și să ajungem din an în an mai înțelepți, mai plini de cunoaștere, mai plini de înțelegere, mai plini de iubire, ca să fim vrednici să sărbătorim în continuu în Împărăția lui Hristos cu pruncul nostru Iisus. Amin.